Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh, acum și acumurea și în vecii vecilor. Binecuvântat,
și nu uita toate răzvătirile Lui, ce curățește toate fără de legile tale, e Cel ce vindecă toate bolile tale, e Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, e Cel ce te încurunează cu milă și cu îndurare, Thank you.
și Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apă, mântuiește, miluiește și-mi păzește pe Dumnezeu, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Fii prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, mărită să acum și pururea și în vecii vecilor. Oh.
Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace.
pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Vinuriași, ctituri și binefăcători,
făcătoria Sfântului Locașului acestuia. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm Domnului și Mântuitorului nostru să păstreze în unitate și dreaptă credință Biserica noastră ortodoxă, de pretutindene și să o îngrădească cu pace și tihne, cu dragoste și înțelegere, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm, caută, Doamne, cu osârdii și milă la Sfânta ta Biserică Ortodoxă și o păzește de dizbin și de gâlceavă, din vrăjbiș de ieresuri, că să nu se zdrunce în unitatea ei, ci să slăvească după cuvință în ea, între Sfântul tău nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, și cu pacea ta îngrădește, rugându-i ței Mântuitorul nostru, auzi-ne și cu milostivire ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că să împaci pe cei îngrăjbiți, să aduni pe cei risipiți și cu puterea Sfântului tău Duh, să întoarci popoarele la care plece și-a iubirii de frați, ne rugăm ție, Mântuitorul nostru, auzi-ne și cu milostivire ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cel ce ne-i dăruit nouă poruncă să te iubim pe tine, Dumnezeule, și pe aproapele nostru, dezrădăcinează disprețul, ură și dușmănii între popoare, iar dragoste cea adevărată de țară, de neam și de biserică, în poporul moldovenesc o întărește, rugăm-ne ție, Mântuitorul nostru, auzi-ne și cu milostivire ne miluiește. Cinstita biserica aceasta, pentru cei ce susțineți, pentru cei care cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Amin. Alexandru, Marie, Nicolae, Grigorie, Tatiana, Daniel, Grigorie, Marie, Ioana, Himătrită, Patrină, Ioana, Alexei, Micael, Dumitru, Filaret, Filaret, Tepărie,
aminte sliertilor toate grișale ce din voie și ce apoi din voie. Ca Domnul Dumnezeu, un nostru, să așeze sufletele lor în dreptii, se odihnesc. Și iertarea păcatelor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să le cere. Că Tu ești înviere și viața și odihna adormiților robilor Tăi ce se pomenesc Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără din început al Tău, Părinte, și prea Sfântul și Bunul și de viață Păcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericita adormirii veșnică odihnă de Doamne sufletelor adormiților, robilor Tăi ce se pomenesc și lepelor veșnică pomenire. Slavă, cinste și închinăciunea
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Oh.
Să primim rugăciunea noastră Domnului. Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Pace și fără de păcat la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre la Domnul să cere. Acum și pururea și în vecii vecelor. Amin. Pace tuturor. Și Domnului tău. Să-i iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Să stăm bine.
să stăm cu frică să luăm aminte, Sfânta jertfă cu pace a o aduce.
Des dintr-o acestea toți, acesta este sângele meu, legerei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Yeah.
locuință în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și în pururea și în vecii vecilor. Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu voi, cu toți. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru toate că se rășită Sfânt în pace și fără de păcat la Domnul, să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, la Domnul să cerem. Să-ți fac, nu sunt foarte mult. O, Dumnezeu!
binecuvintează moștenirea ta. Mulțumim!
părinți fericiți, astăzi este o sărbătoare importantă pentru corul nostru, pentru grupul nostru de cor, care este condus de Protoreu Alexandru. Astăzi, cum înțeleg, împlinim 6 ani de la Chimiere. Ei, cam suntem noi legi, cel puțin cântăm, dar ne promitem ca să lucrăm mai mult și să facem lucruri frumoase. Da. Mai este un moment important. Astăzi, prima dată, slujim cu Părintele Alexandru după toate bucuriile lui care le-a avut el, ispitaniile lui în viață. El s-a gândit că așa e de ușor să fie a lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu și ala care îl iubește, îl pui la încercare, să vadă cât a scoate el și de cât e sincer el până la urmă. Că știți, când vine câte o scârbă, câte nevoie asupra noastră, la fiecare creștinii niciodată nu se tem. Creștinii se tem atunci când nu vin scârbe. Dacă era o femeie cu îngelul cu el, spune, Părinte, m-a lăsat Dumnezeu. M-a lăsat că ea cu un an de zi n-am mult scârbe și nevoie. Ia că cum. Dar dacă Dumnezeu te-a ales să duci o scârbă, să înseamnă că te iubește și așteaptă ceva de la tine. E o bucurie mare că ne-am întâlnit, o bucurie mare că am revenit cu voastră în sat, tăți împreună, tăți preoță, că am cântat, că l-am văzut Părintele sănătos, v-am văzut pe dumneavoastră fericiți. Dumnezeu să vă păzească, să vă aducă bucurie, harul Domnului nostru Hristos să fie cu noi cu toți și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și Părtășenii Sfântului Duh să ne îndrumeze, să ne descopere starea noastră și să ne deie putere și râvne să obținem o stare mai frumoasă, mai sănătoasă, să fim creștini adevărați al lui Hristos, așa cum trebuie să fim. Mulți ani, sărbători frumoase! Mulțumim!